Bună și bine ați venit pe acest canal. Ce faceți voi? Vreau să vă urez la mulți ani celor sărbătoriți. Nu știu dacă o să postez astăzi seara sau mâine. Este Moș Nicolae, așa că vă doresc la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Nicoleta, Nicolae și alte derivate. A venit moșul la voi? Ia spuneți. Eu l-am așteptat, am fost și cu minte cei drept și chiar a venit moșul. Sper că și voi ați primit cadourile mult așteptate, deși în general se primesc doar atenții, dulciuri sau chestii de genul. Chiar mă bucur că a venit moșul și de data asta și anul acesta. Eu de obicei cam îl aștept pe moșul, așa că am fost foarte încântată de ce mi-a adus și mulțumesc frumos moșului dacă se uită. Și o să-i dau drumul. Astăzi am pentru voi un haul cu hăinuțe second hand, dacă voi era dor. Filmez seara, sper să iasă ok, adică am ring light-ul ăsta, dar nu știu dacă o să iasă chiar bine claritate, adică să fie foarte clar. Am mai filmat într-o seară și nu a ieșit chiar ok. Să sperăm că de data asta este bine. Și o să-i dau drumul. O să menționez că săptămâna trecută am uitat să vă arăt vreo 2 sau 3 articole și le-am pus în haul-ul ăsta, nici nu le-am rupt, etichetele sunt de rândul trecut și le-am lăsat așa să vi le arăt. O să încep cu o bluziță. O bluză foarte faină, dar când am ajuns acasă am realizat că mi-este cu un pic mai mare. Este un verde khaki. Vine cu mânecile astea evazate. Și are aceste cordoane. Și ca să vă dați seama, aici vine cumva petrecută cu un decolteu în V. Iar bluza vine așa până în talie. Foarte, foarte faină este. Și mă bucur că am luat-o. Acum să vedem cum o s-o port, îmi vine puțin lărguță și îmi pare rău de chestia asta, dar să vedem, poate găsesc o modalitate să o fac mai mică, nu știu. Și asta a fost 3 lei, bineînțeles. Bineînțeles, prețul a fost de 15 lei prețul întreg, eu am luat-o doar cu 3 lei. De săptămâna trecută am rămas distantă cu cămașa asta de la Tommy Hilfiger. Are murdară, dar nu este. Stați să-l vă arăt cum este. Vine cu gulerul ăsta, cumva pare cusut așa. E destul de drăguță, mie îmi place, neagră, destul de elegant, aș zice eu. Așa vine și pe aici. Iar aici, ca și detaliu, partea asta vine cam așa. Iar aici, cu acest detaliu, destul de simplă, dar de efect, zic eu. Asta a fost prețul întreg 19 lei, iar eu am luat-o cu doar 3 lei. Cred că mai avem de săptămâna... Da, de săptămâna trecută mai avem și acest sacoaș, bluziță, nu știu exact ce este, de la River Island, e măsura 8. Este un albastru indigo, așa, și vine cumva aici... În talie creț, așa, asta îmi place, asta mi-a și plăcut la el, detaliul ăsta. Sincer să vă zic, mie îmi vine cumva cam fix, dar v-am zis că sunt cumva la dietă, țin un regim. Și am dat vreo 4 kg jos și sper să mai dau. Și poate o să-mi vină destul de ok, o pereche de pantaloni negri sau chiar îmi place. Prețul lui a fost de 19 lei, eu l-am luat vinerea. Tot de vinerea trecută, da, de vinerea trecută mai am acești pantaloni la care le-am și rupt eticheta deoarece i-am și purtat. O pereche de pantaloni negri simpli de la Jessica, de la CNA mai exact, în măsura 40. Sunt negri simpli, conici jos și îmi place mult că sunt așa asupra elastice, adică cumva se întind, cu buzunare la spate. De ăștia par a fi, sincer, noi nouți, deci impecabil arată. Nu mai am prețul întreg, dar a fost în jur de 20 și ceva de lei ăștia. Tot de rândul trecut mai aveam aici o pereche de pantaloni. Ia să vedem. Cureaua o să vă vorbesc un pic separat. Am pus-o așa deoarece mi s-a părut că merge când i-am probat. Am luat acești pantaloni cu buzunare aici, nu prea se văd. Conici până jos. Albastru ăsta, cerneală, zic eu, un albastru care mie îmi stă super, super bine cu el. Ia uitați ce material, primăvară o să fie superb. Și modelul ăsta, cumva, clasici. Se închid aici cu nasture și fermoar.
Foarte, foarte fain. Îmi place că vin cumva deasupra gleznei și coperiche de o pincuțe sau sandăluțe, ceva o să vină super. Iar curelușa, că am zis că vă vorbesc separat de ea, a fost la fel. Ăștia au fost, cât au fost ăștia? 3 lei. Iar prețul întreg nu cred că îl mai am. Ba da, prețul întreg a fost 21 de lei la pantalonii ăștia. Iar curelușa aceasta, super, super subțire. Ia uitați, cam așa vine ea. Am luat-o cu gândul că luasem o rochiță din Călăraș. Nu știu dacă v-am arătat-o în holul în care am luat de prin Călăraș câte ceva. Dar am zis să vă pun și rochița pe care am luat-o și o să vă arăt și de ce. De ce am luat curelușa asta. Asta a fost 2 lei, mi-a plăcut super mult. Plus că este impecabilă, nu cred că a fost arătată vreodată. Și o să scot de aici să vă arăt următorul articol, adică rochița despre care vă vorbeam. Dacă am luat-o, da. Este vorba de rochița asta pe care am dat doar 2 lei. Ia uitați, cam așa vine ea, este de la Atmosfer, măsura 34, da, cu mânecile astea din voal, se prinde frumos aici cu detaliul ăsta, cu năsurașul ăsta argintiu, auriu, cumva, iar în spate este așa, cumva simplă și lejeră, însă ea cândva a avut aici în talie, cred că ceva cordon sau, iar eu m-am gândit că ar putea merge în felul următor, să-i pun curelușa asta care vine perfect aici, sincer. Imediat o să vă arăt și cum o să vină, dacă reușesc să o pun. Da, mi-a plăcut mult ideea asta. Mie rochița asta, sincer să vă zic, îmi vine, dar îmi vine cumva cam prea pe corp, eu aș vrea să vină cumva mai lejeră. Să sperăm că o să mai dau jos câteva kilograme, nu e ceva neapărat, nu sunt vreo grasă, dar mi-ar place să mai dau câteva kilograme jos. Imediat vă arăt și rochița. Nu știu dacă vouă vă place ideea asta, ce vreau eu să fac aici, însă mie îmi place super, super mult și mi se pare că arată mult, mult mai drăguț rochița. Asta e un detaliu așa care o scoate și mai tare în evidență și mai tare de parcă ea ar fi vreo nu știu ce culoare, dar știți că eu sunt înnebunită după negru. Și cam așa ar arăta curea, mă rog, ea ar veni pe undeva pe aici, lucru care îmi place mult, vine închisă și aici cu năsturelul ăsta. Poate o să reușesc să fac niște poze să vă las, iar v-am zis, asta a fost doar 2 lei. Tot de săptămâna trecută este această bluziță, gecuță, nu știu cum să zic, un material foarte grosișor așa. Aici se strânge cu arici. În interior este așa gen polar, cred că se numește. Foarte, foarte călduroasă. A fost 29 de lei. Cam așa arată și în partea cealaltă cu aceste buzunare cu fermoar. Am luat-o să o port când mă duc pe la magazin. Și plus că mi-a plăcut super mult că este călduroasă. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Nu cred că este vreo firmă anume. O să vă arăt așa. Dacă știți filmul asta, îmi spune și mie pe unde se găsește, așa ca idee informativ. A fost 3 lei. Iar de săptămâna trecută, nu știu dacă vi l-am arătat, îmi cer scuze, dar mă rog, nu cred. Nu cred că vă deranjează. Am luat acest maiuț cu danteluța asta aici, super, super drăguț. Negru, are danteluța asta și jos. E perfect pe gustul meu, doar că în zona bustului îmi vine cumva cam fix. Știți că vinerea nu pot să probez produsele second hand, deoarece sunt la reducere și nu pot fi probate. Așa că l-am luat, am zis, hai că pentru 3 lei se merită. El este 36, mie cred că mi-ar fi trebuit un 40 și este de la H&M, dacă nu mă înșel. Da. Foarte, foarte drăguț, material foarte bun. Și mă gândeam că pot să-l port cu un sacou, cu o pereche de blugi, chiar cu o pereche de pantaloni mai elegant. Chiar îmi place mult maiuțul ăsta. Și a fost 7 lei prețul lui întreg. Eu am dat doar 3 lei pe el și e super, super versatil ăsta. Chiar puteți să-l purtați în foarte multe outfituri. Tot vinerea asta am luat acest hanorăcel, să zicem. Dar este ca un plovăraș lucrat. Îmi place super mult culoarea asta, movuliu ăsta. Mi se pare că vine super bine. Cumva vine drept, jos. Iar aici vine crăpat în ambele părți.
și în partea asta și în partea asta. Aici vine strâns la mâneci, el îmi vine cumva mai oversize așa, chiar m-am uitat ce măsură este. Și vine cu glugă, iar aici, ca și detalii, are aceste două șnururi care se strâng cu ciucurei. Ăștia mi-a plăcut super, super mult, abia aștept să o bag la spălat, să o port, plus că v-am zis, îmi vine cumva mai oversize, ceea ce îmi place maxim. Nu știu dacă, este măsura L, iar asta este firma Lesara. Da, Lesara, nu știu ce firma este asta. Prețul întreg a fost, nu știu cum să vă arăt, 19 lei. Eu la fel am luat-o de la Cameleon, ca să mai specific aici, cu doar 3 lei. Ce vreau să vă spun în legătură cu Cameleon? Am înțeles că sunt doar la noi în țară, sunt magazine în Slobozia, în Lehliu, de unde merg eu și cumpăr, și mai este undeva, dar nu îmi dau seama, tot ceva prin zonă aproape de Slobozia, parcă așa mi-aduc eu aminte. V-am spus, au super haine, cred că ați observat și voi lucrul ăsta. Știu că am primit și destul de multe comentarii de la voi, cum că voi nu găsiți așa chestii frumoase prin second, nu știu ce să zic, dar să știți că și eu merg în călăraș destul de des și când am drum pe acolo, mai intru și prin second-uri și să știți că cei drept nici eu nu găsesc prin călăraș așa lucruri frumoase, adică eu nu pot să mă mândresc cu ce găsesc aici, plus că le găsesc mult mai scumpe. Rochița care am găsit-o la 2 lei era pentru că se închidea magazinul, adică de asta am găsit-o la 2 lei. În general găsesc produse mult mai scumpe și mai de proastă calitate decât găsesc în Lehliu la Cameleon, acolo unde merg eu. Așa că nu știu ce să zic, dar dacă găsiți un alt fel de magazin, intrați, că cu siguranță o să găsiți lucruri foarte frumoase. Am găsit de multe ori și lucruri cu etichetă, noi nouțe, cum ar fi bluge vazați de la H&M cu 3 lei am luat, erau cu prețul lui original, cu eticheta nouă din magazin de H&M. Băiețelul meu i-am găsit la un moment dat un tricou Hugo Boss original cu eticheta, cred că nici nu l-am îmbrăcat, deoarece e un pic măricel, dacă nu uit, data viitoare o să vi-l aduc să vi-l arăt, să vedeți ce bine arată, e pur și simplu impecabil. Lui nu-i prea iau din second, însă ăsta mi s-a părut superb și am zis că de ce nu. O să vă arăt în continuare o cămășuță. La fel, asta îmi vine lărguță, dar mi s-a părut super faină și am zis, hai să nu o las acolo. Nu prea se vede culoarea așa foarte, foarte bine, dar e ok. Aici, la mâneci, are detaliul ăsta cu capsă și se poate strânge. Vine cumva mai scurt în față, mai lungă în spate. Este o imitație ceva de blug foarte, foarte finuță. Și este de la Only, măsura 40. La rochița este 38, îmi vine foarte fixă. Iar cămașa asta, ce drept e de la Atmosfer cămașa, rochița. Iar cămășuța asta este de la Only și este măsura 40, iar asta îmi vine foarte, foarte lărguță. Nu știu ce să zic, dar cu siguranță o să o port eu, o să-i găsesc o folosință. Prețul întreg a fost de 29 de lei. Eu am dat doar 3 lei pe ea. Și mai am aici trei articole. Este vorba despre acest hanorac care l-am luat pentru că am niște colanți care ar merge perfect, ar părea a fi un training. Îmi place care buzunarul ăsta, se strânge. La mâneci la fel este cumva strâns, ceea ce îmi place acum iarna. Vine cu o glugă de asta imensă și se strânge aici. La fel a fost 3 lei, redus de la, imediat vă spun, care a fost prețul întreg. 33 de lei a fost ăsta, iar eu am dat 3 lei pe el, o super afacere, zic eu. Și să mergem mai departe, că deja clipul e super, super lung. Vă arăt aici un hanorac care l-am luat în primă instanță pentru mine. Am văzut că mie vine cam mulat, am încercat să îl dau soțului, că suntem cam acolo, amândoi un pic mai mare. Și m-am gândit că, nu știu, a fost în capul meu că poate lui ar veni mai bine, dar nu. Este vorba despre acest hanorac care a fost cu etichetă. Nu știu cum am rupt-o, dar a fost cu eticheta originală. O să vă arăt eticheta, nu o să pronunț că nu... Ăsta a fost 29 de lei prețul întreg. Așa scrie pe spatele lui, un super, super material. Mie îmi place mult. Mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost simplu, fără nicio inserție, dar e ok și așa. Vine cu aceste șnururi. Are aici buzunare și într-o parte și într-alta. Și cui credeți că îi vine? Îi vine un pic lejer, să zicem, dar
mi se pare că îi stă foarte bine și dacă nu-l poartă anul ăsta, să-l poarte anul viitor. V-am spus, este nou-nouț și l-am oprit pentru băiețelul meu. Cred că o să-i vină foarte, foarte fain. Plus că lui îi plac hanoracele astea, genul ăsta de hanorace. Iar aici am găsit o pereche de blugi. Știu că v-ați obișnuit să găsesc destul de mult blugi, însă de data asta nu am luat decât două perechi. O pereche am dat-o deoarece îmi era mică, iar perechea asta sunt superbe, divini. E pe genul meu, gustul meu și să spuneți dacă vă place și vouă. Este măsura 29 și este de la Levi's Levi's. O să vă arăt aici că are eticheta. Și vine așa cumva prespălați, spălăciți, dar ei nu sunt uzați, cred că așa este modelul lor. Și evazat jos, dar nu foarte evazat, am și genul ăla mai evazat de atât. Ăsta vine evazat la modul ăla frumos, să zicem așa, clasic sau nu știu cum să zic. Și îmi place super, super mult ăștia, se vede că este o super calitate, sunt super încântată de ei. O să-i port cu siguranță cu ceva tocuri, o cămășuță albă și ceva pe deasupra. Eu aș putea să-i port și cu Adidas, de multe ori îi port și cu Adidas și mie îmi place cum se vede. Și îmi place super, super mult ăștia. Cu siguranță o să fie foarte, foarte versatil și foarte apreciați de mine. Cu siguranță nu cred că ar aprecia nimeni mai mult ca mine. Îmi place mult genul ăsta de blugi și mi se pare că poți să-i incluzi mai mult în partea asta mai elegantă, cumva mai chiar și casual, dar nu spre sport. Cred că nu ar merge chiar așa de bine, deși eu mai am obișnuit să mai combin și din astea. Să fac combinații din astea. Ăștia au fost prețul întreg 17 lei, iar eu am luat la 3 lei, bineînțeles. Și da, am vorbit cam mult. Asta a fost tot ce am găsit eu vinerea asta la Second. Nu uitați să-mi spuneți dacă v-a plăcut ceva, dacă ați găsit și voi ceva prin Second care să vă placă. Și nu uitați să căutați și voi magazinele astea. V-am spus, au super oferte. Iar, de exemplu, vinerea asta, când am fost eu la Second, am fost împreună cu soțul meu, ne-am potrivit și am mers amândoi, am să meargă cu mine și vreau să vă spun că am ajuns, el se deschide la 8:30 și ne-am ajuns la 8:20 și era acolo o coadă de vreo 20 de persoane și mă gândeam că o să ne bagi iar câte 6 persoane, următoarele 6 și automat dacă te bagă primele 6 persoane și aleg produsele, hainuțele cele mai drăguțe și nu o să mai găsim nimic, dar nu a fost ok, am intrat toată lumea, mă rog, pe rând, în același timp și vă dați seama că fiecare era un haos, așa, fiecare își căuta hăinuțe, fiecare cotrobăia, te lovea unul de altul, ceea ce nu mi-a plăcut, însă mă bucur că am găsit câteva chestii drăguțe, am văzut și altele mult mai drăguțe și acum mi-aduc aminte că am uitat să vă arăt o gentuță și o pereche de botine pe care mi le-am luat săptămâna trecută. Gentuța am luat-o vinerea asta acum, dar am uitat să o aduc aici, așa că o să o pun în holul următor. Și o pereche de botine pe care le-am luat cu 30 de lei, reduse de la 60. Și îmi plac super, super mult, din piele cred că este, eu așa zic. Dar o să vi le arăt în holul următor, promit. Și da, vă spuneam că era super, super multă lume, aveau haine poate mult mai drăguțe și da... Îmi dau seama că sunt foarte uitucă, mi-am găsit și un palton, dar nu uitați, data viitoare, intrați când o să postez și o să-l vedeți. Dacă sunteți interesate, e super, super drăguț și îmi pare rău că nu l-am adus aici. Vă las că am vorbit cam mult. O seară frumoasă, nu uitați că vă aștept în continuare pe canalul meu, o să urmeze și un giveaway dacă sunteți aici cu ochii pe canalul meu. Vă pup, vă doresc o seară cât mai frumoasă, dacă nu a venit moșul încă să... primiți cadouri și să primiți tot ce vă doriți voi. Vă doresc multă sănătate, vă pup și vă doresc o seară cât mai plăcută. La revedere!